cu ocazia asta aș putea să vă mărturisesc că am făcut o mică comparație cu venirea Domnului. N-am știut niciunul, nici soția, nici nimeni. Am avut o surpriză maximă. La 1:30 noaptea se cânta la geam. Eu eram chiar lângă ușă și m-am speriat prima dată. M-am speriat că știam că nu vine nimeni cu colindul. Nu puteam pricepe. Și am văzut că erau ei, am aprins becuri, dar total, 100%, ca la venirea Domnului. Cineva a întrebat-o pe soția mea, o soră din biserică, soră, spune-ne și nouă secretul, cum de copiii dumneavoastră îți respectuoși și cu minți. Și aș vrea să vă dau răspunsul acum la toți. Prin suferință și necaz. Dacă aș spune că eu am fost capabil cu soția mea să facem familia asta frumoasă, aș fi un ipocrit. N-am fost... Spunea cineva un frate că dacă eu mi-ar fi dat Domnul pe mâinile mele situația financiară, eu n-aș fi bun de nimic. Așa, eu în dimineața asta, cu sinceritate vă spun, tot ce vedeți dumneavoastră aici, e prin suferință și lacrimi. Nimic altceva. Când a văzut Domnul, când a dus în mare binecuvântări, eu am fost un om binecuvântat. În România am avut destui bani, dar n-am știut ce să fac cu ei. Făceam și bine, dădeam în numele Domnului, crezând că Domnul a primit înaintea lui jertfa mea. O mai primea el, dar nu i-a plăcut. O zis, cu jertfa ta, du-te și pocăiește, Domnule. Și mai eram și în comitetul bisericii, mă, fraților. Și mai dădeam lecții și la alții ca să se pocăiască. Și Domnul m-a lăsat 15 ani să mă pocăiesc. Nici o virgulă, nici o zgrietură n-am avut eu și familia mea. Și după aia Domnul a început să mă întrebe, ce faci, omule? M-a avertizat printr-o fată pe care Domnul i-a luat-o acasă. Era familia mult mai mărită astăzi aici. Era destul de mare și a zis, bărbatule, dacă nu te vei întoarce din toată inima, ascultați bine. Cei care nu prea dați importanță lucrării Duhului Sfânt, ascultați-mă bine. Într-o zi mă voi atinge de o draslă din familia ta. Și să nu credeți că n-am crezut. Eu am crezut și cred în lucrările Domnului. Dar ca un om plin de ocupații, business, după 2-3 luni am uitat. M-am mai rugat, am, Doamne, ai milă de mine, acolo unde nu-s bine, ajută-mă să mă pocăiesc. Și eu veneam pe la 10 la adunare. Să știți că nu eram un om atât de punctual cum sunt acum. Vă spun sincer, vă mărturisesc. E ultima zi din anul ăsta și nu vă spun cu nicio răutate, atât vă iubesc pe toți, că dacă nu v-aș iubi, eu aș tăcea să spun numai bine, m-aș îmbrăca frumos cu familia mea și m-aș lăuda, dar nu mă pot lăuda. Aș vrea ca ultima zi din anul acesta să luați bine seama la fiecare, la umplete, la lucruri care le faceți în secret, la muzica care o ascultați. Și eu aveam două CD-uri și pe drum când mergeam cu frații pocăiți, mă dădeam drumul la o casetă creștină. Când mai mergeam cu culturul din lume, mai dădeam câte o muzică populară. Nu eram un om din ăla așa ca să fac lucrurile exagerate, dar Domnului nu i-a plăcut viața aceasta. Și când au văzut că fratele nu se pocăiește, când vă întrebați mult de ce suntem andoni, o joc, mă, fraților, astea toate sunt datorită neascultării mele și a familiei mele. Dacă astăzi sunt în mijlocul dumneavoastră și când, e datorită suferinței lui Dumnezeu și s-a îndurat Domnul de mine, că puteam să fiu un țărân al Pământului. Dar așa a fost de milos, stând eu și vorbind cu mine, am zis, Doamne, mare țăharul tău și mare îndurarea ta. Dacă vreunul dintre voi astăzi are lucruri ascunse, care vine la biserică, dar vine așa doar ca să-l vadă soția, să-l vadă soțul, că așa am făcut și eu. Eu aș ruga să se pocăiască astăzi. Că a fost o lucrare de dimineață și care nu prea crede și dintre tineri așa mai văzute și văd zâmbete și văd așa stări de o stare așa de mare veselie. Iubiții mei, nu vă jucați. Tu, Domnului, săptămâna trecută mi-am făcut de cunoscut în biserica asta, sunt lucruri cu computerul foarte grele. Și acum mă adresez la oamenii mai cu părul alb. Nu știu, nu mă interesează, dar grijă mare. Că Dumnezeu, dacă va lua aminte, va trece cu mari dureri, mă, fraților. Dar de ce să treacă cu durere? De ce să nu ne pocăim noi? Că spunea fratele la rugăciune că Domnul să ne ajute să ne pocăim. Păi când te-a ajutat Domnul să te pocăiești, măi, fratele meu, păi n-am mai mâncat, mulți de aici știu, eu n-am mâncat zile și nopți și m-a rugat
să mă ierte întâi pe mine, pentru că eu eram de vină pentru tot ce venea în urma mea. Mulți dintre noi spunem, eu nu știu de ce nu ascultă copilul meu. Iubitul meu, frate și soră, nu te ascultă copilul tău, că nu ești cel care trebuie să fii. Și când ai vrea să spui copilului tău, fă bine, și tu nu faci bine, copilul tău vede. Astăzi, cu smerenie dinaintea dumneavoastră, și vreau să cânt o cântare fără instrumente și să luați aminte la cuvintele la cântarea aceasta și Domnul să ne ajute. Repet, să ne pocăim cu toții, cu mine împreună, să ajungem în Împărăția Cerurilor și nu o fi nici într-o familie dintre noi, nici năcaz, nu o fi nici durere, dacă noi o fi cu adevărat niște copii ai Împărăției și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Amin. Lasă-ți pe Domnul suflet zdrobit de patim, laudă printre suspine, laudă printre lacrimi. Drumul slavei trece și pe și pe la cruce.
Mm-hmm.